Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi avem de rezolvat cu ATV-ul Portocaliu că urmează cursa nebună de pe câmp, cum ați văzut-o în parcul feroviar pe canalul Darius Tecuci. A sosit de la binecunoscuta firmă CHRH Moto. Mi-a sosit la, cum îi zice, releul de încărcare. Releul de încărcare ăla mare care mi l-a arătat doamna. Uite, mi-a trimis și niște sticăre să le punem pe ATV-ul, da? Și o carte de vizită cu număr de telefon pentru cei interesați. Da. Opriți pe imagine și măriți imaginea. Ce aici? Certificat de garanție? Da. Certificat de garanție. Și ia să vedem releul de încărcare, care e puțin mai mare față de celălalt. Bineînțeles, mi l-a trimis doamna gratis, în locul la celălalt, mai mic, care l-ați văzut. Ia uitați, e exact ca la ATV-ul mare. Da? Ia să-i punem noi aici mufa, de cât o așteptam. Așa, să-i punem șurubul și să vedem dacă încarcă. A văzut că cu cea de la TV-ul alălaltul încărca, da? Acum îi pun eu asta un pic de formoare, după care scoatem firele afară sau cum să facem. Hai să-l prind eu aici, de tot. Normal, trebuia eu pe sus, pe aici. Da. Scoatem mufa. Și băgăm pe dincoace. Uite așa. Să o băgăm deodată. Nu, prieteni? Am postat un clip video pe canalul Darius Tecuci. Dar de la jumătate urmează să postez acum, să legăm cu acest mini clip video care așteptam acest releu de încărcare de la SHR Motors. Așa cum am spus în video care urmează imediat pe acest canal. Și acum am spus, o să urmează să ajung cu Darius acolo, în acel loc. Ia să vedem ce spune acum. Dăm-ne telefonul încolo. Să vedem cum dansează. Așa. Tare sunt curios. Mă bucur ca un copil. Dar asta e. Ca un copil care n-a avut jucării când era mic. Nu vreau să-i pun boarna de tot, să vedem dacă încarcă, da? Uite așa. Bateria mai are un pic de curent, era stoarsă dacă nu încărca din loc. Dar dădeam cu becul la prins.
Trebuie să o încărcăm un pic cu redresorul, după care să-i punem, haideți că am pus un pic redresorul, să-i dăm o cheie, să vedem cum lansează. Bateria. Trebuie să-i dau un pic relativ mai mare, dar îi dăm imediat. Da. Așa cum am spus, s-a ținut doamnele de cuvânt de la SHR Motors și mi-a dat unul gratis în locul celui care mi l-a trimis, da? Bun. Rămâneți în continuare și vedeți mare aventură, da? Urmând și pe canalul Darius Tecuci. V-am salutat! Vizionare plăcută! ATV-ul care la care am pus ăsta, da? Să căutăm noi un loc aici. Mai bine. Cred că tot pe altul. Aici. Și bine v-am regăsit la un nou video, la un nou video cu scula de basculă. Am scos-o din garaj azi
Am să o aduc pe linie, să o pun la, să o pun la trep. Dar îi dăm o șansă să vedem cum se comportă azi în drum. Am mai inscripționat-o eu cât, cu cât e ceva pe aici, da? Niște acțipilduri de la cel care mi le-a trimis de la astea. Am găsit și de unde era chestiile astea din metal, câte două șuruburi aici. Am pus apărătorile, după cum se văd. Am pus numărul 27 aici. Da? Se cam moaie de la soare. L-am scos în soare. Mai erau astea, dar astea sunt cam albi. Nu știu dacă o să le dau jos, cred. Alea pe laterale sunt frumoase, 27 alea. Aici am pus niște din astea Pro Series. Tot acolo pe ele erau. Niște mici din astea pe aici. Aici niște chestii prestii. Și acolo număr 27. Motorul e belea, se comportă mișto rău. Și am zis să-l scot un pic, să mai încărcăm bateria, că nu l-am pornit de mult pe asta. Așadar să vedem cum se comportă acum. De unde vreau să mă... Ia, să regrezi ulea ca asta aici. Ce am mai făcut eu? Am pus asta. Și am ridicat... I-am ridicat asta de aici, am dat la ultima, cel mai sus, cu moxul. Mi-a zis cineva pe ăla, zic, bă, ridică. Ce am mai vrut eu să-i mai fac, să-i dau astea, cum mi-a zis prietenul meu, man, de la tobul, să-i scot, o las lejer să... Că zice că merge sufocată, dar o să revenim și acolo. Uite ce, are șmecherie acum, nu? Ia să vedem, urc aici. Ia să dăm alea cu spate. Ia să dăm. Ia uite-l cum stă ăsta. Wow! Ia mă, ăsta urcă. Ăsta urcă în meserii. Merge bordul tot, indicator. Hai să-i dăm o... Stai, în loc să bag a doua, am dat înapoi. Îmi lăsa ca la mașină, îi dau a doua, eu am dat-o înapoi. Când de-abia am venit, am luat niște benzină și am făcut full-ul ăsta. Azi o să-i dau, să-i fac rodajul, nu prea tare, nici prea moale. Îi dăm așa... cu stimă, cum se zice. Cu cât suntem aici, frate? Cu atât? Eram cu a treia. O găurit drumul ăsta, o dat volam aici, nu știu cu ce o dat. E tot numai hârtoape. Dar bineînțeles, ăsta merge super șmecher. L-am văzut pe Vasilică Fodor, pe Vasilică Fodor, prietenul meu de la Cluj. Am postat un clip în Germania cu Yamaha, acum așa mi-a făcut poftă de ieșire și mie. Am zis să ies și eu un pic. Care vreți să intrați la Vasilică Fodor să vedeți ce a făcut pe acolo, pe unde a fost la primarie cu vecinul lui. Dați și lui un like, o abonare, un comentariu, fii frumos. E prietenul meu de la care am luat eu ATV-urile. Poate o să mai ia ceva, nu știu. Acum trebuie să rămâne prietenul care vrea, care nu. Da, acum intrăm în junglă crepusculară. Auzi ce? Junglă. Aici e Amazon. Fac și eu ca prietenul meu, man. Parcă merge sufocat așa cu toba asta. Trebuie să scot de acolo, cum a zis și el. Atunci o răcă e mai mișto. Uite, acum, de exemplu, când vreau să-i dau, ia, îl simt e sufocat. Îl aud, îl aud și eu. Dar eu îi dau așa. Frumos, cu stimă. Uite, și aici e cărarea... Cărarea care duce
e casa noastră. Okay. Acum o să merg undeva la Gara din Nord. Și o să intru pe la Kaufland. Cred, zic eu. Prin unitatea militară. Hai mă, coatre, hai coatre. Dar n-am unii, îi dau, că numai gunoaie, numai hârtoate, numai... Uite, s-o iau o leacă pe dealul ăsta mare, op! Mi-a dat eu lecții lui Darius pe aici. Doar de asta ia de lecții. Ăsta urcă, frate, peste tot. Am uitat să vă arăt... Mi-a trimis astăzi, mi-a pus colet cei de la SHR Motors. Mi-a pus colet cu alea cum e zice, din cărcare, cu releul din cărcare. Pentru că alea sunt mici, frate, cum se zice, releele alea. Releile alea sunt foarte mici. Releile alea sunt foarte mici și nu-i face deschiderea, cred eu, acolo. La motorul ăsta, la motorul ăla, poate era posibil să fi mers la ăla automat. Ăla avea bobină de magneto, era cu două bobine, dar ăsta e cu șase. Înțelegeți voi ce zic? La ăsta n-are cum. Cred eu că după un anumit amperaj deschide. Habar n-am, nu-mi dau seama. Dar bănuiala mea așa este, că alea sunt prea mici pentru... Eu din ce e aici? Bănuiala mea este că sunt prea mici pentru... Avem fulul făcut azi. O să postez și pe canalul lui Darius Tecuci un episod, continuarea, ce o să fac astăzi. Ia uite ce e aici, fratele meu. Ia uite ce e aici, fratele meu. Aici e, de mână în picioare acolo cu ea. Opa, opa, hands. Băi, dar nu-s... Băi, dar ce e aici, frate? O prăpastie. Ua! Eu uite, băi, lizi eram. Băi, pe aici n-am mai fost de când eram copil de pe el, băi, băiatul. De o viață, de o viață, de om n-am mai fost pe aici. 20 de ani, cred, când eram copil. Aici au defrișat de o luată pământ, au defrișat toată asta, cum era, cum e aici, așa era și din coace. Au defrișat de-o scos bine, că o mai luat și de aici, dar au mai crescut copăcești. A luat de-a făcut un pod, a săpat și a luat lut de aici. Uite ce aici. Aici era plantație unde făceam colibă, noi făceam căsuții în copilărie, astupate cu vegetații. Iar dincolo e câmpul. Ia uite ce. Ia să dăm noi cu spatele acum și să mergem în... E frumos pe aici. Ia să vedem. Dăm cu spatele înapoi. Mișto, elegant. Ia. Și acum mergem la deal. E mișto cu maneta asta. Ia uite-l cum urcă acum, bază, ia. Hai, da, măcarina, 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 măcarina. Ia vorbești, frate! Ia uite cum o să-i... Ce făceam eu cu 250? N-ai cum, măi! N-ai cum să faci cu ăla nicio mișcare. Merge să ăla, dar e greu, ăi, frate, ăla se oprește de 3 ori în dâmbos. Trebuie să-i dai drumul brusc, să-l forțez. Dar cu ăsta nu. Cu o treapta întâia, elegant, nu cu ambreiaj, nu cu nimic. Ia uite-mă, nici nu mai apeși și apreiază la urmă. Ca-n cu a treia. Ia uite-mă.
fratele meu. Auzi aici, auzi aici. Gunoi. A, că mergem în viață acum. Atenția că îl forjez cam tare. Ca să-l las eu mai... mai coleat de... alte facere. Ia, merge de aici, să urcăm. Opa! Opa! Eram cu a doua. Ce m-am urcat eu, măi, din direct? Ce mai stăm de vorbă? Ia uite unde l-am urcat. Ia uite-l smecherii. A? Vedeți unde l-am urcat? A? E, zici mie chiar ăsta, frate. N-ai ce să comentez la ăsta. E, zici mie chiar ăsta, tari. Au ce ești? Ce vorbești, mă, morcu ăsta aici de, din amaiere? Uite, ce-a intrat aici. Bineînțeles, ăștia scai, nu o să spini. Asta are cauciucurile groase. Hai să-i împiu de coborâm acum. Trebuie să merg pe creasta asta acum, până unde. Op! Op! Stela! Să mă cobor eu acum, măi, oameni buni. Unde ești să mă cobor, să pun să mă cobor? Acolo? Dar nu, că mă răspund pe acolo, pe parte. Mă răspund pe parte. Dar fi dau eu drumul jos. A? Dacă îi dau eu drumul jos. Ia mă urc eu pe el, mă, că nu mi-au răsut. O, mă duc cu partea ala. Eu nu știu care... Asta-i prâna de față, asta la altă-i cu spate. Op, și așa. N-am curaj, frate, să mă dau de aici, să mor eu. Dacă am curaj. E prea înalt. Dau drumul tu că sunt bun. Hai bine. Ha? Ia. Oarele strâmbi. S-o sunt conopii de-al ăștia. A, că nu s-a stricat nimic. Că abia o ieși. Hai să nu o scoatim. Mergem așa și o călcălor frumos. Fără să o călcăm. Te-am luat-o pe rând. Elegant. Și gata. N-a pățit nimic. Dar nu mă risc, frate, să mă dau un... să mă dau un gâtul ăla acolo. Wow! Unde se merge, moare? A văzut. De la zidurile astea lui Ștefan, cel mare. Ia!
și vecea, numai cărămiz. Dar asta, bineînțeles, că n-a nicio problemă. Păi cu antăia? Ce groapă aici! Uiteți cât e de adâncă! Iar noi mergem acum pe buza asta! Ăsta e off-road! Nu o să mă duc să strica TV-ul, să sar pe toate stâncile și toate prostiile! Uite ce frumos e ea! Elegant! Miroase a benzină? Miroase a benzină că noi am băgat aici furtunul ăsta. Opa! A, nu, că ăsta intră pe oriunde, frate. Uite ce e, frumusețe. Uite pe aici, prin colțul ăsta, pe aici n-a fost niciodată. Ce-i prin hălăciuga asta pe aici, oare? Uite, fix în față e unitatea militară unde mi-au prins soldații aia. Dați-i, băi, drumul acasă pe aici, ce-i cu voi? Nu v-ați uitat la videoclipurile prin videoclipurile alea unde e. Uite, pe aici n-a fost. Ce s-a fost aici? Bă, băieți, de unde trec eu acum pe aici? Uite pe acolo unde doare? Dar trebuie să fie drept. Da, asta merge mai înainte acolo. E mai șmecher, bă, băieți, unul de asta. Ia uite-l, ia uite-l, fiți atent ce poziții pleacă, ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l. Vedeți? Vedeți ce face asta? Te aruncă pe spate. Te aruncă pe spate, șmeche rău. Aici ce? Tot gunoi. Hai să ne urcăm pe dâmbul ăsta, hai uite-o. Ce nici nu stă de vorbă, frate, ăsta pe dâmbul. Și 250, că nu-mi dau seama de ce prostie am făcut eu de l-am luat pe ăla. Nu ca TV-ul așa de stradă e bun. Dar se face, ce face asta? Niciodată. Niciodată. Ia uite-l. Băi, dar ăsta e spartan. Cum era filmul ăla, spartani. Ia uite pe unde merge ăsta. N-ai cum, frate, așa ceva. N-ai cum așa ceva. N-ai cum să te păcălești cu unul din ăsta. Și aia copii n-are ce să spună ei că ăsta are cadru subțiri, că nu știu ce, dar ce i-am făcut la ăla lui Darius? Ăsta nu e cu cadru subțiri, ălaltul care l-am acasă e cu cadru subțiri, ăsta nu e cu cadru subțiri, nu e cadru, ăla e cu cadru mai mic cu copii. Dar merge și adulți, n-ați văzut? Cum l-am făcut acum? Da, uite, chiar vreau să arăt unde e ăsta telefonul. Ce ai, frate, cum merge asta? Ronță-i bomboni pe el. Ia uite-l ce frumos. Hai, bine. Ia. Alo, gara. Alo, bobiță. Ia uite-l, nu, ce șmecher e acum, ha? Cine a zis că nu-i șmecheră?
Haideți să vă arăt ce mi-a trecut aia de la unde ești, fratele meu. Ia. Vedeți? Mi-a zis că aici vi-l trimit fără să achitați nimic, da? Vi-l trimit fără să achitați nimic. Am trimit pe asta care mi l-a încercuit doamna de acolo și a zis că vă trimit unul mai mare. Și mi-a zis, bună dimineața, da, astăzi pleacă de la noi, o zi bună. Mulțumim frumos, la revedere, ceau. Așadar, cred că mâinile ajunge regulatorul ăla altul de tensiuni, încărcătorul de tensiuni și așa mai departe, releu, cum îi spunem, că uitam mereu cum îi zice. Păi, dar nu i-am dat, dar nu-i dau maxim acum. Ia uite ce locuri frumoase aici, băi, băieți. Aici, dacă ai 2-3 ATV-uri, îți faci băieții mai mulți. Dar vinim. Când îi dați acasă, vinim, dacă e frumos. Acum cu ăla merge și cu ăla șmecherii. 125 grepti. Vă dați seama, nu? Continuarea acestui episod va fi la Darius Tecuci, da, la băiatul meu. Ia uite ce-și văză una aici. Ia să-i dăm poate, e așa frumos și el. Op. Și uite la acum, cum se ridic, fii atent. A, din prăpastie, deci. Fără să accelerez, fără să curez, fără nimic, da? Păi n-ai cum, frate. Ăsta semi-automat, n-ai cum să nu fii bucur de el la maxim. Ce-i toată ziua, dă-i cu ambreiajul, dă-i cu ambreiajul. N-ai cum, frate, ăsta semi-automat, e tot ce trebuie. Și cu trepte de viteză, da? De mai aveam un prieten de... de ăla, cum îi zici? Uite, cineva și-a făcut poata aici. Pe Pavel și Costel. Da? Avea un ATV și tot la fel spunea. Zic, da, băi, eu mulțumim de ele. Zic, 125, dar cu viteze. Nu termine automat. Are și el, omul. 2-3 ani. Am zis că mă duc la ei, dar nu m-am mai dus. Departe, frate, și n-ai cu ce te duci acolo. Trebuie mașină să-l transporti ATV-ul. Da, băi, pentru o cursă să ajung tocmai acolo, trebuie vreo mai divan să-l duc cu mașina. Ia! Ia cu a treia! Și-am boxează! Și-am revine! Și-am balută! Ia! Opa, 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 că te las! Da-ți din cură! Auzi, băi, băiatule, ce e aici? Fii aici, fii atent de hârtoate, fii atent. Uite, acolo a fost garaj de greu. Uite, poate ia. Ia uite-l. Ce să urcă ăsta peste tot? Acum nu că-l laud, că ia meu. Dar eu știu pe el la galben care l-am avut. Pentru giveaway prima dată. Ba nu, prima dată și prima dată giveaway. Ăla care l-am dat albastru a fost... 125 automat care l-am luat, l-am recondiționat și ăla într-adevăr gratis, 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 doar de pomană. În ziua de ajun nu cred eu nu l-am dat. Da? Uite pe aici n-am fost niciodată și era bine de bine. Ia, ia, intrăm la trei rate. Băi băiatule. Băi, auzi, băi, câte sticle eu adunat aici, frate. Băi, dar ce-i, mă, campania? Ha, ce e aici, frate? Câte sticle, bă, băiatule. Băi, dar cine simțiți, bă, băiatule? Fiți atenți, câte sticle. Și că zice unii ati, că, bă, dar ce te filmezi între gunoaie? Dacă în altă parte n-ai unde, auzi aici. Auzi aici, bă, băiatule. Primăria Tecuci! Primăria Tecuci! Tecucenii! Ia uite, bă, ce frumos e pe aici! Ce ați aprins de desubt?
S-a prins un bidon de 5 litri. A, nimic. Primăria. Opa, 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 opa. Era un copăcel aici. Dar nu-i copăcel, e de asta trandafir. Da. Dăm înapoi că intră pe la motor. Acasă, lanțul. Dar uite frumos din pieța aia, pe pădure. Din pădure arată lui. Cum e melodia aia? Era doar să ies o leac în natură. De aici, uite frumos. Dacă am să de unde să mai... să mai ies. Frumos de aici, nu? Maradona! Băi, dar pe aici sunt roșcori? Ia! Aici era un roșcor. A trecut peste el. Noi face pană, noi face pană. Ia-ți vin, câți caiți am luat? Câți sări din astea am luat? În cauciucuri. Să văd? Ia uite-l, frate! Dar au intrat în cramponul ăsta mare. Mai nu prea are. N-are. Oare se vede ceva pe filmarea asta? Ce vă arăt eu? Uite alt molul. Mamă, aici... aici sunt moli, frate. Băi, dar ce merge motorul ăsta, frate? N-ai cum, măi, n-ai cum, n-ai cum, ce e nou, e nou, băi. Băi, băiatule, uite ce e aici. Oare să trecem dincolo în unitatea militară, la Kaufland? Uite că am ieșit la calea ferată. Ia! Azi fac ce n-am făcut niciodată. Opa! Dar cu genunchii de asta. Eu de pe colo am zis să trec. Am zis să trec pe colo așa, că e mai mică. Ia uite dincolo, e unitatea militară. Ia uite. Se vede? După gardul ăsta. Ia uite ce e aici. De răpunături. Se vede? Câte sunt aici de văzut. Mamă, 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 mamă. Hai să trecem dincolo. Hai să trecem dincolo, dar nu pe aici. Sau pe aici. Sau nu pe aici, sau pe aici. Da, dacă tot am venit până aici, ia, trecem vreun tren nou. Ce ai, frate, cu patinează aici. Ia să vedem. Pe unde trec, pe acolo, oare? Sau pe acolo. Ia. Hai că nu-i pusă bariera, îl ajut culea că... Hai Barcelona! Ei, și acum mă urc o leacă pe el. Și-i dă o leacă cu atâia. Patinează, frate. Hop, și așa, 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 așa.
Ia să vedem acum prin eu. M-am orientat direct în boschetie. Ce sunt ăștia trandafiri? Trandafirii nu sunt așa ascuțiți. Da. Și acum mergem. Păi, de mine unde l-am băgat eu ATV-ul ăsta. La vorba la unii, pentru asta l-am luat, nu? Ia, am oprins ceva pe la dedesubt. Absolut nimic. Treaba e bună aici la pinion, la învinzător, la asta. Perfect. Hai să mergem înăuntru. Boale de câini așteaptă la intrare. Hai că linia asta ferată am trecut-o așa. Da? Mă așteapt. Mă așteapt la intrare. Azi am stat de filmat 31 de minute. Și intrăm în zona crepusculară. Ei, fraților, aici e belea. Aici nu v-am dus niciodată. Stați aproape să vă mai dau câteva cadre, după care partea alaltă o să o postez pe canalul Darius Tecuci, da, băiatul meu. Așadar, ne auzim după câteva minute bune, ne auzim pe canalul Darius Tecuci, da? Aici cu noi, frate. Ia uite, ia. Ce a fost ești, mă? România, trezește-te. Dar n-ai un cicolul că e blocat, cred. Da, nu, mergem în partea aia, acolo. Da, dar toate. Dai cu spațiu, Marian. Dai cu Andreea, Marian. Grabă de gunoi, grabă de gunoi, grabă de gunoi, grabă de gunoi. De la cimitirul a dus aici. Aici e blocat? E blocat. Mergem pe aici, pe la Portontec. Și acum luăm pe o curbă așa, încolo luna de Cicăuta. Bun de aici, din unitatea asta militară. Putem intra oare acolo? Dar nu, sunt multe sticle. Din partea aia lasă doar să vă arăt câte ceva. Dar nu, aici este... Aici ai de colindat o săptămână, nu? Trei ajutoare, toate astea. Hectare. Hectare sunt aici. Merg încolo, că încolo v-am dus eu odată. Coate nu v-am dus. În partea aia acolo, spre calea ferată. Dar acolo ne auzim pe, așa cum v-am promis, pe canalul Darius Tecuci, da? Să vedeți unde ajungem astăzi. Stați aproape. Intrați la Darius Tecuci cu abonare, cu un like, cu un comentariu. Mai ales pentru cei care participă la tombolă, da? La ATV-ul ăsta. Opa, stai așa. Stai așa. Stai așa. Să pun pauză. Da, ne auzim pe canalul Darius Tecuci.